și bănuiesc că toată lumea a trecut peste ele. Sunt observații la ordinea de zi? Îmi promit că domnul secretar că punctul 17 de pe ordinea de zi se retrage, ceea ce înseamnă că vor rămâne doar 18 proiecte. Dacă nu sunt observații la ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Cu mențiunea că vom lua cu prioritate proiectul de hotărâre numărul 5, pentru că sunt domnii de la asociațiile de proprietari prezenți în sală, acesta devenind proiectul 1. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Încerciți vă abține. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv procesul verbal al ședinței ordinare din 17 august, extraordinara din 31 august și extraordinara din 19 septembrie 2017. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru? Împotriva abținerea, nu avem. Bună ziua tuturor, mulțumesc doamna președinte. Am zis că, pentru că tot cineva a făcut un efort să vină astăzi în Consiliul Local, mai precis, domnișoara Anda Dorobăț, să prezint și un raport de deplasare în localitatea Izi în Franța și de ei să înțelege de ce domnișoara este prezentă în sală. În urma invitației primite din partea CEPAJ din Izi în Franța, în perioada 9-13 septembrie 2017, o delegație oficială a municipiului Onești, condusă de Gnatiu Nicolae, primar, s-a deplasat în Izi în Franța cu ocazia aniversării a 21 de ani de înfrățire între orașele Onești și Izi. Și 20 de ani de când a fost lansat concursul PRIDE la francofonii pentru elevii de gimnaziu și liceu din Onești, în parteneriat cu CEPAJ din Izi în Franța. Delegația oficială ce s-a deplasat în Franța a fost compusă din Nicolae Gnatiuc, primar, Bogdan Vasiliu, administrator public, Ionu Stenic, directorul bibliotecii municipale, Florin Dragomir, șef secție baze sportive, Ostache Florin, consilier local, Elena Crăciun, consilier local, Gheorghe Iene, consilier local, Ionuț Cristea, preot, Valentin Blidaru, din partea DPP, Virginia Smărândița Brescu, profesor la Colegiul Național Grigore Moisil, Loretana Hâncău, profesor la același liceu. Cu ocazia împlinirii a 20 de ani, de când a fost lansat concursul PRIDE la francofonii, membrii CEPAJ au realizat în parteneriat cu primăria din Ezin o retrospectivă a celor 20 de ani de înfrățire. Având în vedere importanța proiectelor de înfrățire între localități pentru a construi spațiu mental și geografic al înțelegerii și conviețuirii pașnice între cele două popoare, datorită respectării principiilor cooperării și solidarității internaționale, vizita anul acesta a delegației oficiale a coincis cu vizita câștigătoare celui de-al 20-lea premiu francofon, Elena Anda Dorobăț, care a fost recompensată cu premii în cărți, găstuirea într-o familie din Ezinte, unde o săptămână și un program organizat de cei de acolo. Scopul principal al vizitei a fost acela de a consolida relațiile de prietenie între cetățenii celor două orașe înfrățite și de a crea noi contacte și contexte profesionale pentru dezvoltarea unor parteneriate și proiecte administrative și economice. În fine, ar fi mai multe de spus. Un dineu oficial cu discuții unde practic s-a și înmânat titlul câștigătoarei. Și aș profita de ocazie ca, în același semn de respect pentru educație și pentru efortul făcut de această tânără, care a reprezentat acolo cu cinste Oneștiul, din partea Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Onești, să-i acord din partea dumneavoastră o diplomă, un buchet de flori și să o și rog să ne adreseze câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor!
Asociației aici, după cum a spus și domnul primar, sunt a 20-a laureată a concursului PI de la Francopolii, care, după cum bine știți, a fost organizată datorită ferețirii dintre Onești și Zin. Vă mulțumesc pentru diplomă, pentru felicitări, pentru toată atenția acordată și este de apreciat faptul că se promovează și astfel de activități educative și că tinerii sunt, sunt motivați și sunt susținuți deopotrivă să participe la astfel de concursuri. Tot am avut de spus. Mulțumim mult, dacă vreți, vă puteți retrage sau puteți asista în continuare cu doriți dumneavoastră, că noi deja începem să parcurgem în ordinea de zi. Mulțumim mult! Dăm citire proiectului numărul 5, care a devenit proiectul 1, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Federația Asociațiilor de Proprietari Onești, împotriva prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 113 din 7-8-2017, privind aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă, înregistrat la branșamentul condominiului și a Convenției Cadru de Facturare Individuală a Consumurilor de Apă și Canalizare. Are cuvântul domnul primar pentru expunerea de motive. Vă mulțumesc. Hotărârea contestată a fost adoptată de către Consiliul Local Onești în virtutea prevederilor articolului 29 din legea 241/2006, ce garantează tuturor utilizatorilor dreptul de acces nediscriminatoriu și de utilizare a serviciului în condiții contractuale și cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Aprobarea unei metodologii de repartizare și facturare individuală, facturare a consumului de apă și de canalizare, se circumscrie atribuțiilor legate serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Motivele prezentate în solicitarea de anulare a hotărârii nu conțin aspecte de nelegalitate acesteia, ci de aplicarea prevederilor sale, drept pentru care consider oportun să aprobați respingerea plângerii prealabile formate de Federația Asociațiilor de Proprietari Onești împotriva HL numărul 113 din 17-8-2017. Vă mulțumesc! La microfon, vă rog, dacă nu se aude. Potrivit articolului 31 al 10 din legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare 241/2006, operatorii pot solicita încheierea de convenții individuale în baza metodologiei de repartizare și facturare individuală. De asemenea, pot solicita convenții de facturare individuală. Pot solicita încheierea de convenții de facturare individuală. Față de prevederile care amintite, arătăm faptul că aprobarea acestei metodologii, precum și a Convenției de Facturare Individuală, se circumscriu prevederilor legale în vigoare, iar motivele care stau la baza solicitării de anulare a hotărârii nu sunt motive de nelegalitate a hotărârii, ci motive de aplicare a acesteia. Pentru aceste considerente, urmează să dispuneți, să analizați și să dispuneți respingerea plângerii prealabile formulate. Comisia CoAP va aviza favorabil acest proiect. Avem discuții pe marginea proiectului. Domnul președinte. Dăm cuvântul domnului Racu să-și expună punctul de vedere. Bună ziua și vă mulțumim tuturor că ne-ați acceptat să participăm la această ședință pentru a ne expune și noi nemulțumirea noastră față de acea hotărâre de consiliu. Face impresie, ne-am întors în anul 2016, când a fost problema cu gunoiul și pierderea lui în prest. Nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic pe reprezentanții asociațiilor, chiar președinți sau președintele federațiilor și reprezentanții federațiilor. Aceeași situație s-a întâmplat și acum.
Văd că noi de fiecare dată picăm în capcanele celor care se autointitulează și care vin de Doamne pentru a face niște servicii incontestabile în municipiul Onești. Înainte de a se emite acel proiect de către domnul primar, ar fi trebuit să se țină cont că reprezentanții Raja nu au binevoit să, având contract încheiat între asociațiile de proprietari și Raja Constanța, ar fi trebuit să ne chem mai întâi la discuții pe noi, să ne expună intențiile dumnealor. Avem intenția de a emite o metodologie de încasare a prețului la apă, canaje și așa mai departe. Ceea ce m-a trecut. Văd că s-a prezentat direct cu acea metodologie în ședința de Consiliu Local. Am înțeles, din 16 consilieri prezenți, au ridicat mâna toți, 16. Am întrebat pe cineva din consilier, nu dau nume, dacă știi ce a votat. Și mi-a spus, domnul Racu, cu părere de rău, am votat proiectul, dar nu știu ce scrie în metodologie. Un lucru care este dureros pentru toată lumea. În primul rând, v-am mai spus-o și când a fost problema cu predarea serviciului de gunoi, de salubritate, mai spun și acum. Puneți-vă problema că întâi de a fi consilier sunteți locuitori ai municipiului Onești. Ca și dumneavoastră și noi avem de suportat. Și invers. Și dumneavoastră ca și noi aveți de suportat. Ar fi trebuit să ne invitați și pe noi. Domnul primar știe. Ne-am înființat ca Federația Asociației de Proprietari din 1 septembrie 2015. Am trimis documentații prin care atestă înființarea noastră. Am spus de fiecare dată când sunt probleme în Consiliul Local ce privesc viața și integritatea orașului și bunumesa orașului care este reprezentată de municipiul Onești cu toți locuitorii acești să fim invitați noi la ședință. Se spune și nouă, domnule, noi intenționăm asta, dumneavoastră ce părere aveți? Nu ne-a invitat nimeni. Ne-am trezit peste o oră și peste zi că vine domnul nu știu care, spune, domnul Racu, știți că s-a hotărât în Consiliul Local și în hotărârea Consiliului 113 următoarele. Ne-a depășit pur și simplu. Cu ocazia asta noi am făcut o contestație în anulare sau în suspendare, cum vreți dumneavoastră. Haideți să punem mai întâi problemele cap la cap, să le studiem. Sunt niște situații pe care împovărează asociația de proprietari cu responsabilități. Deci Raja Constanța ar vrea să-și facă acel serviciu să meargă de calitate și extra calitate, dar dacă s-ar putea să nu muncească deloc. Iar responsabilității să vină asociația de proprietari. De ce să răspundă ei când poate să răspundă asociația de proprietari? Ceea ce nu-i corect. Noi ne menținem la acel punct de vedere specificat în contestație, mai întâi de a o pune în aplicare acea hotărâre de Consiliul 113, am spus, o spun și o mai spun. Mai întâi să ne întâlnim Consiliul Local, împreună cu conducerea Raja, cu domnul primar, ne punem față în față, discutăm problemele cu privire la acea metodologie și dacă se ajunge la o anumită situație, spunem, domnule, astea sunt obiecțiile Federației, astea sunt ale noastre, a Consiliului, astea sunt al Raja Constanță. Și după aceea dăm domnul la acea hotărâre. Nouă ne sară oamenii în cap nouă că nu ne implicăm. Cum să mă implic dacă noi n-am fost invitați? Și cu o chestiune, am vrut de multe ori să intru pe post cu domnul primar, văd că acum pe Kit TV se dă numai înregistrările. Nu pot să mai intre pe direct ca să-mi aud și omul. Deci, domnul primar spune ce vrea dumnealui. Și mai tot spunem și cu prețul la apă, că e cel mai mic din toată țara. I-am demonstrat, i-am trimis un e-mail, este prețul cel mai mare la apă la Raja Constanța pe țară. Deci, încă o dată vă rugăm, dumneavoastră hotărâți ce vreți, am ajuns în situația când l-a pus pe domnul Neghină și l-a pus în fața faptului împlinit. Cu acel preț nu știu ce, care era Iisus Mitan. Nu așa. Haideți să o discutăm să fie ilegală. Nici noi să nu răspundem în fața oamenilor și numai să aveți o credibilitate. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule. Dar eu n-am să fac referire la toate aspectele. Domnul Galben, cu mare drag. Doar câteva aspecte aș vrea să vi le arată. Vreau să spuneți că totul este legal. Păi nu este legalitate ceea ce este trecut în această hotărâre, deoarece se calcă niște prevederi ale autorității de reglementare în domeniu, care specifică clar. Aici
președinții asociațiilor de proprietari, în hotărârea noastră 113, sunt amenințați cu sistarea serviciului dacă pe o perioadă de două luni nu trimite acel raport la Sanja. Ei, uitați-vă și contractul cadru al RSC-ului, care spune clar că în cazul controlizării individuale, apa nu se mai oprește. Nu am nimic împotriva controlizării individuale, este un drept specificat în 241 și al furnizorului, același drept îl are și utilizatorul. Dar, ca să se ajungă la această controlizare individuală, trebuie să îndeplinite cumulativ mai multe condiții, pe care aici, în hotărârea dumneavoastră, văd că nu sunt specificate. Acei contori individuali care trebuie să le aibă fiecare proprietar sunt considerați ca repartitoare de costuri pe baza cărora furnizorul urmează să-și facă repartiția. Furnizorul. Nu asociația, nu președintele, nu administratorul. Cu pierderile de la subsol, asta este într-adevăr problema asociațiilor de proprietari, întrucât face parte din proprietatea comună. Deranjant, acest lucru este. Mixtiunea acestei regii sau a furnizorului în activitatea asociațiilor de proprietari. Ca să se treacă la această contorizare individuală, de asemenea, trebuie să existe hotărârea adunării generale a asociațiilor de proprietari în majoritate. Deci asta nu se poate face de astăzi pe mâine sau vine furnizorul și impune contract individual, așa cum au venit și alți furnizori de alte servicii, cum ar fi internetul sau altceva. Deci legea este încălcată și considerăm că din această hotărâre trebuie eliminat doar acel capitol care implică și responsabilizează, forțează, practic, mâna președinților și a administratorilor să gestioneze furnizarea acestui serviciu. Nu hotărârea în totalitate. Deci, acel pasaj care se referă strict la obligativitatea președinților de asociație. Dacă îmi permiți, un singur argument aș mai spune. S-a pus problema acum în ultima lună, în ultimele două săptămâni, cu sistarea serviciului de apă. Aș vrea să fie bineînțeles că nu toate asociații, din 106 asociații parcă sunt, nu toate sunt în aceeași oară cu celelalte care sunt rău platnice. Haideți să o gândim un piculesc, cam de unde apar acele dificultăți. Majoritatea asociațiilor au conturi deschise în bănci. Dobânda unui cont la vedere este de 1% pe zi, pe an. Ei, acel 1% dacă împărțim la 12 luni, dă un coeficient de 0, nu știu cât. Având în vedere faptul că asociația XYZ, nu dau exemple, că n-are rost să dau exemple, încasează contravaloarea serviciilor, printre care și serviciul de apă, da? Ei se duc în loc să vireze bani sau să-i verse în contul Raja sau eu știu a cui serviciu este, îl blochează în bancă. Pentru ce? Intenția bănuiesc de a-și sustrage anumite dobânzi. Cineva comentează sau nu? A-și sustrage cineva anumite dobânzi. Eu nu dau un exemplu. Dar hai să luăm pe ăsta, altul care a fost cel mai simplu acum și cel mai urgent, a fost asociația de proprietari numărul 2. Ca să știe toată lumea, s-ar putea ca să fie difuzată această ședință pe Chit TV, pe televiziune, toți proprietarii de acolo să știe un singur lucru. Nu fac argumentații dacă dumnealor consideră că îi lezez prin vorbele mele, pe administrator, președinte și consiliul asociației, n-ar decât să mă abțineze în instanță. Ei s-au înscris în proces cu noi pentru diferența de preț de la 4,49 la 6,63 la Tribunalul Bacău.
Noi am câștigat procesul, a fost bine mersi totul până s-a câștigat acel proces. Am luptat foarte mult. Îmi era la un moment dat frică, Doamne ferește, dacă pierd acel proces, că nu eu judec procesul, nici nimeni decât un judecător, pierd, avea să spună lumea, te-ai dus de pomană, precum proverbul, plecă Gheorghe la Jibou, se duce să-i facă Veribou. Adică am început proces, n-am câștigat nimic. Am avut norocul, am susținut, am muncit, am putut și am susținut acel proces, l-am câștigat. Când m-am dus la Asociația 2, deci acel proces a necesitat niște cheltuieli. Nu neapărat mă duc că trebuie să taxele timpul, dar revedere. Doamna avocat știe și domnule avocați din sală. Sunt o groaznic cheltuieli care se fac cu transportul, cu una, cu alta. Așa, când m-am dus să-și plătească și cei de la Asociația de Proprietari numărul 2 cheltuieli, pot în parte care e pentru proces, ei nu dau. Bine că mi-a văzut saci în căruță și eu nu vă dau. Nu-mi dați. Dar ei, la ora actuală, ar avea de recuperat de la Abu Canal suma de 288.000 de lei, milioane. Deci 28.000 și 800 de lei. Da? Care erau niște bani. Acum ei vin, te duci și sora mea stă peste stradă. Am avut de mie, nu ori m-am dus la ei. Te duci la el după data de 20 a lunii, încă faci calcule. Apoi, dacă te duci cu o problemă la el, te tratează cu indiferență. Apoi, nu e o problemă care face. Nu, dar chestia asta face și obiectul, că așa o să ajung în situația asta la un moment dat și pe oraș. Dacă cei de la Raja consideră că făcând facturări individual, o să pățească cei de la Rompres. Mă întâlnesc cu cei de la Rompres, conducerea Rompres, și spun domnul Radu. Având în vedere sunteți președinți, haideți domnule, luați dumneavoastră și casați gunoi, că nu puteți să ne luăm banii. Nu așa este. Așa o să ajungi și aici. Ce consideră Raja că o să câștige prin asta că fac factură individuală? Unde? În afară de faptul, domnul ne dă niște responsabilități pe bază de semnătură și ștampilă. Păi cum să-mi asigură așa ceva? Să-mi iau eu în spate așa ceva? Nu înțeles cum dumneavoastră, pentru că nu se dau cuvântul domnului Tumatru, pe care s-a înscris la cuvânt și domnul Fundaru, și care să vorbească și domnul Pantelie. Haideți să termine domnii președinți și apoi, că dacă... Haideți domnul Fundaru, repede. Așa da, numele Sfânarul, sunt președintele Asociației 42, sper să fiu auzit. După ce am primit această hârtie, eu am fost, adică metodologia și hotărârea dumneavoastră, am fost la Raja, am vorbit cu un domn director și poziția lui, hai să zicem, oficial, a fost că hotărârea aceasta sau, mă rog, ce au hotărât ei acolo, au fost, nu ne afectat pe noi ca și asociație. Deci absolut tot ce însemna astea monitorizările pentru toate apometrele, însemna pentru, de exemplu, acolo unde sunt blocuri care nu sunt asociații sau gen dental, unde sunt diferite spații comerciale, mă rog. Deci, noi, ca și domnul Racu, cred că au omis problema asta, nu dorim altceva decât să se scoată din acea hotărâre asociațiile. Deci noi, practic, dacă e să ne luăm după ce mi-a spus domnul director, noi nu avem ce căuta astăzi aici. Practic, este inutil. Da, deci să se consemneze faptul că asta dorim noi, de fapt. Înainte, haideți să concluzionăm, pentru că am înțeles, cred că cu toții din sala aceasta, punctul dumneavoastră de vedere și doleanțele. Pentru rigoare, ca să nu o spun altfel, l-am rugat pe domnul secretar să mai vorbească încă o dată, din punct de vedere juridic, toate aceste aspecte cu cei de la Raja. Și a și făcut-o, iar după ce vă va explica domnul secretar raționamentul și cum stau lucrurile din punct de vedere juridic, apoi o să iau și eu cuvântul pe subiectul ăsta cu domnul Panfil, înțeleg mai vrea, și să trecem la vot, să parcurgem după. Discuțiile pe care le-am avut și în cursul acestei dimineți, atât cu juriștii de la Raza, cât și cu personalul tehnic, ceea ce a spus domnul mai devreme se confirmă. Această metodologie este la nivelul Asociației Intercomunitare de Apă, pe toată raza de operare a operatorului Raja.
Am înțeles de la directorul direcției juridice că au și avizul la NRSC-ului, să ajute ceea ce a spus domnul Galben aici. Și ceea ce pot să vă spun și eu este că, de fapt, cred că există o eroare de interpretare cu privire la această hotărâre, pentru că pe raza municipiului Onești această metodologie se aplică doar la casele branșate individual, doar la acele imobile branșate individual. Asociațiile de proprietari își vor continua, vor avea în continuare aceeași activitate, doar în măsura în care se vor face branșamente la nivel individual de apartament și de câte cunoaștem noi, sau cel puțin eu, la nivelul municipiului Onești, la nivel de asociație de condominiu, nu există branșare individuală, ci doar la limita blocului de locuințe. Limita de proprietate. Limita de proprietate. Doar în acea măsură se va aplica repartizarea facturilor și a consumurilor. Deci, doar acolo unde există asociații de proprietari, la care branșamentul se face la limita proprietății, doar acolo se va aplica această hotărâre, această metodologie de facturare. Pentru că la case, în cartiere, nu exista o metodologie de facturare, ceea ce făceau anterior... Imposibilă facturare. Da, imposibilă facturare. Și de aceea a venit, pentru că începând de luna iunie, dumneavoastră au operat, și trebuia neapărat să facă și factura, să-și recupereze... Vă întrerup, situația aceasta se mai regăsea în zona Chimicului, la ieșire spre Jăvreni, unde, la fel, o magistrală, contor, și de acolo plecau individual branșamente la fiecare casă, nu puteau să factureze. Eu nu vreau și nu mă voi fi niciodată avocatul unei părți. Cel mai... Dacă țin să fiu avocatul cuiva, vă dați seama că, în primul rând, țin să fiu avocatul oneștenilor. Vis-a-vis de Raja am spus-o și o spun. Beneficiile Raja sunt cele care le simțim. Și anume avem apă 24/24. Eu n-am spus niciodată că e cel mai mic preț din țară, domnul Racu. Niciodată. Niciodată, atenție. O să mă uit pe ședințele. Vă rog frumos. Niciodată. Păi stați puțin că nu sunt iresponsabil. Da. Cel mai mic preț din țară nu are cum să fie. Unu. Putem să vedem ce au făcut. Bineînțeles că putem găsi și cârcotași. Niciodată lucrurile nu sunt perfecte. Vis-a-vis, ați beneficiat și dumneavoastră de tratamentul în care puteți spune ce vreți, că e înregistrată și nu indirect, vis-a-vis de asociația numărul 2. Exact, fără, nu are cine să vă comenteze indirect acum, dar eventual o facem noi. Merg acolo și fac înregistrări, să știți că nu mi-e nici frică, nici rușine. Și nu mă tem să vorbesc liber, după cum vedeți. Dar programul e de așa natură încât prefer să merg o dată sau de două să fac înregistrări decât să nu pot. Acum trebuie să plec la București, spre exemplu, după ședința asta. Programul e de natură asta, nu că nu vreau. Nu cred că ați solicitat vreodată vreo întâlnire cu mine apropo de federație și să nu vă dau cursul la discuții. Eu, Gănatiu Nicolae, personal. Dacă am făcut-o, o să o spuneți acum aici. Dacă ați solicitat, vorbiți dumneavoastră cu mine și eu am spus n-am timp sau nu vreau. Dar nu ne-ați invitat la ședințele care prevedeau... Să știți că stau cam prost cu invitațiile. Eu, în general, nici la Fuego nu mai sunt invitații. Nu vreau să glumesc, dar cu invitațiile nu suntem domnișoare. Haideți să nu ne formalizăm. Când există probleme importante pentru Onești, nu trebuie să ne invităm, domnul Racu, că nici noi astăzi nu sunteți un personaj foarte așa sensibil și simțiți nevoia să vă invit. Și nici eu. Când aveți o nevoie vis-a-vis de primărie, veniți, o discutăm și clarificăm lucrurile cu invitațiile. Dacă așteptăm să ne invităm unii pe alții, o să ajungem la calendele grecești. Deci, încă o dată spun, este un contract și la nivel de arie de operare, cu aceste, par să fie, neînțelegeri, care eu nu cred că vor genera probleme la administrațiile de proprietari. Nu vreau să intru în niște discuții în ceea ce a reprezentat până acum serviciul public de alimentare cu apă, relații cu asociațiile de proprietari și ce înseamnă Raja cu asociațiile de proprietari, pentru că nu cred că încă e momentul. Dar știți că au fost foarte multe nereguli, de o parte. Nu exista consumul atât de mare de apă, cât exista și un furt mare de apă. Eu nu spun că fura asociația X, Y sau Z, dar asociația.
Dar ar trebui să faceți delimitarea. Mă furau cei din apartament sau furau cei de la casele care au la curți? Deci, la contorul de la limita de proprietate a blocurilor, erau, la foarte multe blocuri, erau bypass-uri. Bypass-urile acelea în căminele tehnice nu puteau să apară acolo, la contor, fără și știrea și asociațiilor de proprietari, pentru că acel contor se citea pentru a se factura. Eu nu spun că la toate asociațiile, vreau să fiu, nici nu spun că la asociația XYZ, dar la foarte multe asociații, din cele 100, și anume 6. Mai mult de 30, de 40. Deci era o problemă. Nu vreau să intru în discuțiile astea, că dacă nu fac trebuie să o facă, trebuie să o facă cei de la Raja, nu eu. Păi să o facă, cunoscut să o știm și noi atunci, ca să nu fim băgați în aceeași oră. De exemplu, aș putea să vă întreb pe dumneavoastră, acum dați exemplu una singură. Nu o știu, sunt asociații de proprietari care sunt pentru curți. Dacă vă spun, asociația de proprietari care are în subordine blocuri, niciodată nu o să vedeți, indiferent ce o fi. O să, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic aici. Nu vreau să vă contrazic, dar o fac și cu argumente, dacă trebuie. Dar nu în public. Mulțumesc, mă. Chiar și da, un alt personal, paradox și să te înscrii primul la cuvânt și să vorbești ultimul, știți? Așa am pățit eu astăzi. Eu apreciez spiritul civic al domnilor și asociațiilor pe care dumneavoastră le reprezintă. Din păcate, în situația de față, și eu opinez la fel, și mă bucur că un coleg de-a dumneavoastră a făcut-o un președinte de asociație, eu cred că, așa cum am exprimat și anterior, această hotărâre de Consiliul Local nu are aplicabilitate în ceea ce privește asociațiile de proprietari. Între timp am mai făcut și eu un pic niște săpături, să mă lămuresc să văd dacă așa stau lucrurile sau nu. Și am auzit astăzi o chestiune foarte interesantă, și anume aceea că dacă nu plătiți, domnul Galben, vi s-a spus că dacă nu faceți această operațiune, da? Da, timp de două luni. Ați primit vreo notificare scrisă din partea Raja pe această chestiune? Atâta timp cât există... Nu, ascultați ce vă spun. Ați primit-o cu da sau nu? N-ați primit. Atâta timp cât există această hotărâre, de ce vreți să puneți... Domnul Galben, eu v-am întrebat dacă v-am primit... Nu, domnule, ați primit vreo notificare de la Raja. E clar. Păi, o notificare. Dacă nu vă conformați articolului cu tare... Dar eu v-am lăsat și v-am ascultat acum. Trebuie să mă ascultați și pe mine. Okay, pentru că e o problemă. Eu nu o dau pe asociații. Înseamnă că Raja aplică în mod greșit o hotărâre de Consiliul Local. Eu vreau să vă întreb, ați primit vreo notificare de la Raja care vă spune că dacă nu faceți exact cum zice hotărârea Consiliului Local, două luni vă oprește apa? Pot să vă răspund la întrebare? Păi da. Atâta timp cât nu există, nu s-a pus în practică această hotărâre în sensul deci n-ați primit, am înțeles. Când se fac acele contracte... Bun, haideți să concluziu. Nu s-a trecut la contorul... Deci, doamne, de bune, am lămurit și eu și am spus și de la Raja cele două formate de contract. Există acest contract, convenție, care este aferent hotărârii de Consiliul Local, pe care asociațiile de proprietari nu au semnat-o. Asociațiile de proprietari semnează acest contract. Da? Și este, de fapt, asociația de proprietari. Punct. Asociația de proprietari nu este condominiu, oameni buni. Yes. Oricât ați vrea să o duceți în zona aia, nu. Nu se aplică. Aveți răbdare și o să vedeți că nu se aplică și nu o să oprească Raja la nimeni apa. A, celelalte probleme, că ne place, că nu ne place, că simpatici, că nu simpatici, că au zis, că au făcut altceva. Pe proiectul de hotărâre, și eu zic la fel, nu se aplică asociațiilor de proprietari. Și dacă se aplică, în perioada următoare, vă rog frumos să ne comunicați ca să luăm noi măsuri, Consiliul Local. Mulțumesc. Această hotărâre va intra în aplicare în momentul în care se va trece la contorizare individuală. Am vrut să prevenim o situație de conflict între noi și furnizor în cazul în care se va face acea contorizare individuală. Nu se poate trece la contorizare individuală fără jumătate din... Păi nu se poate. De asta zic că sunt niște contradicții între legi, practici și... Să vedem pe banii cui, cine se face contorizarea individuală, dacă proprietarii vor dori, dacă au bani să te dori, dori multe. Să confuzioneze această discuție de astăzi. Deci hotărârea care am dat-o noi acum ceva timp nu se adresează asociațiilor de proprietari
Și atunci ce scrie? Da, scrie metodologie. Nu se adresează asociațiilor de proprietari care au branșamentul la nivel de condominiu. Doar dacă sunt asociații de proprietari care au branșamentul individual la fiecare... Nu există niciuna. Nu există niciuna. Nu există. În oraș, eu știu că nu există. Această hotărâre nu se aplică și deșilor. Nu. Da. Nu. Pentru că nu au branșamentul la nivel de condominiu. Asta trebuie explicat și deșilor și colegilor. Dacă se vor gândi, dacă în cadrul asociației de proprietari vor hotărâ, că vor să facă branșament individual, ce hotărâ, să facă acea hotărâ, imediat. Ok? Da. Dacă nu sunt, nu mai sunt discuții, eu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru respingere. Mulțumim, ca și o părere de post. Cred că e și lipsită de interes o asemenea contestație, nu? Cum să contest eu un proces verbal care s-a dat la domnul Mediano. Nu nicio excepție da, aici, da. Sala de ședințe consiliului. Încercăm și în instanță atunci. În cazul în care... Nu e problemă. Există, da. Dar domnul Panfir vrea să ne dea o lecție acum cu condominiu. Dacă se uite exact aici ce scrie și o să vadă. Asociația de proprietari, legi, și am explicat problemele atât de clar și de concis încât... Dumneavoastră vreți să vă scoateți că ați votat acea hotărâre de consiliu fără să știți ce ați votat. Am votat și acum, domnul Racu, și mi-o asum și să răspunsați. Păi da, am votat exact atunci. Adică atunci am votat pentru hotărâre și acum am votat împotriva. Domnul pierde noi, pierde tot dumneavoastră. La următorul mandat o să vedeți dumneavoastră cam cum o să vă privească oamenii. Abia aștept. Asta este. Că toată lumea vorbește, nu caut pe cât posibil să vorbim la suprafață, nu să căutați cât posibil să ne băgați pe noi la adâncime. Nu-i corect. Trecem la proiectul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pe luna octombrie. Mulțumesc, doamna președinte. Ne putem retrage, mă iertați. Da, vă mulțumim, da? Mulțumim și voi. Noi vă mulțumim. Prin acest proiect de hotărâre propun ca următorul consilier local în funcție, în ordine alfabetică, după doamna Pașcu Apăvăloa Elena, președinte în exercițiu, să fie ales președinte de ședință pentru luna octombrie anul 2017, pentru buna desfășurare a ședințelor de consiliu și pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local Oneș. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Având în vedere prevederile articolului 35 și 41 din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001, precum și prevederile articolului 12 din regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, urmează să despuneți alegerea președintelui de ședință pentru un mandat pe o lună calendaristică, respectiv pentru luna octombrie 2017. Aveți comentarii de discuții comise în sunt. Domnul Rădulescu, acceptați funcția de președinte? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva. Cine este pentru? Următorul proiect, proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție a Direcției Generale de Asistență Socială Onești, aprobate prin hotărârea Consiliului Local Onești, numărul 35 pe 2015. Domnul Dumar. Vă mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun modificarea organigramei și statutului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială Onești prin transformarea funcției contractuale a asistent social principal în funcție contractuală de execuție, asistent social debutant la centrul Slobozia și completarea unei funcții contractuale de execuție șofer 2 în cadrul biroului administrativ aprovizionare. Vă mulțumesc. Organigramei și a statului de funcție al Direcției Generale de Asistență Socială. Având în vedere hotărârea de Consiliul 114 de 17.8.2017, prin care se transferă un autoturism marca Skoda din patrimoniul municipiului Onești în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială, se impune modificarea organigramei și statului de funcție cu completarea unei funcții contractuale de execuție șofer 2 în cadrul biroului administrativ aprovizionare. Totodată se impune transformarea funcției contractuale asistent social principal în funcție contractuală de execuție asistent social debutant la Centrul Social Slobozia. Menționăm faptul că funcția contractuală de execuție asistent social principal a fost scoasă la concurs de două ori și nefiind solicitat se impune transformarea acesteia într-un grad inferior la Centrul Social Slobozia. Având în vedere cele de mai sus, suntem în prevederilor articolului 97 aliniatul 2 legea 215 în 2001 administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare,
Inițiem proiectul de hotărâre mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Vă mulțumesc. Avizul comisiei? Aviz favorabil din partea comisiei. Discuții? Nu avem. Supun la vot. Cine este pentru? Următorul proiect, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate împotriva prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 112 din 17 august 2017 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 106 din 31 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunicat local, în comunitate local de evidență a persoanelor din municipiul Onești și stabilirea indemnizației consilierilor locale. Vă mulțumesc. Prin plângerile înaintate de către funcționarii publici din cadrul primăriei municipiului Onești și din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială se solicită revocarea HCL numărul 112 din 17.08.2017 pentru modificarea și completarea HCL numărul 106 din 31 iulie 2017, referitor la HCL numărul 112 din 31 iulie 2017, care modifică și completează HL 106 din 31.07.2017, arăt faptul că la momentul elaborării a fost avut în vedere abilitatea Consiliului Local de emitere actului administrativ în cauză, punerea în acord și respectarea tuturor principiilor și obligațiilor statutare în sarcina sa prin lege, cadrul numărul 153/2017, adoptarea realizându-se în urma consultării cu organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate. Pentru aceste considerente, consideră oportună respingerea plângerii prealabile formulate. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Prin plângerea prealabilă formulată de funcționarii publici din cadrul primăriei Onești și GASE, se solicită revocarea HCL 112 pentru modificarea și completarea HCL 106 din 2017. Față de motivele de revocare invocate, arătăm următoarele. Prin HCL 106 au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici, personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din municipiul Onești și stabilirea indemnizației consilierilor locali. Ulterior, prin HCL 112/2017 a fost modificată și completată HCL 107. 106. În ceea ce privește motivele invocate în susținerea plângerilor prealabile, urmează să observați faptul că ele sunt indicate în mod generic, faptul că prin adoptarea actului administrativ HCL 112 s-ar încălca principiul nediscriminării, egalității, ierarhizării, fără a indica în concret ce elemente ar reprezenta încălcări, nefiind o rațiune suficientă de natură a aduce la revocarea actului. Astfel, prin adoptarea HCL 112/2017 de modificare și completarea HCL 106, s-au urmărit cu precădere punerea în acord și respectarea principiilor esențiale dictate prin legea salarizării și respectarea actului normativ cadru în ansamblu său, astfel încât la stabilirea salariilor de bază pentru funcționari publici și personal contractual din aparatul de specialitate, aparatul de, permanent al Consiliului Local, instituțiile și serviciile publice din municipiul Onești, să se facă o aplicare corectă și legală a prevederilor legii 153/2017. Pentru aceste considerente, apreciem că nu sunt îndeplinite condițiile pentru revocarea HCL 112/2017. Aviz comisiei? Majoritate de voturi, aviz favorabil. Și comisie 4, aviz favorabil. Discuții? Dacă îmi permiteți o eroare materială, la articolul 4 apare se respinge, slash admite, corect este se respinge, da. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trecem la următorul proiect de pe ordine de zi. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Doina Alviba împotriva prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 631 iulie 2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile serviciile publice din subordinea Consiliului Local și serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor din municipiul Onești și stabilirea indemnizației consilierilor locale. Vă mulțumesc.
prin cererea formulată de către doamna Ghiba Doina, registrată la Primăria Municipiului Onești cu numărul 41.534 din 25.08.2017, se solicită revocarea HL numărul 106 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului. În ceea ce privește motivele invocate în susținerea plângerii prealabile, urmează să observați faptul că ele sunt indicate în mod generic, faptul că prin adoptarea actului administrativ HL numărul 106 din 31.07.2017 s-ar încălca principiul nediscriminării, al egalității și al ierarhizării, fără a indica în mod concret ce elemente ar reprezenta încălcări, nefiind o rațiune suficientă de natură aduce la revocarea actului. Pentru aceste considerente, consider oportună respingerea plângerii prealabile formulate. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? În plângerea prealabilă formulată de către doamna Doina Ghiba, înregistrată la Primăria Onești cu numărul 41.534 din 25.08.2017, se solicită revocarea HL 106 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici și personal contractual din aparatul de specialitate al primarului, aparatul permanent al Consiliului Local, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Față de motivele de revocare invocate, arătăm următoarele. Prin HL 106 pe 2017 au fost stabilite salariile de bază pentru funcționarii publici. Ulterior, prin HL 112 pe 2017 a fost modificată și completată HL 106 pe 2017. În ce privește motivele invocate în susținerea plângerii prealabile, urmează să observați faptul că ele sunt indicate în mod generic. Astfel se arată că prin adoptarea actului administrativ s-a încălcat principiul discriminării, egalității, ierarhizării, fără a indica în concret elementele ce ar reprezenta încălcări, nefiind o rațiune suficientă de natură aduce la revocarea actului. Astfel, prin adoptarea HL 112 de modificare și completare a HL 106 s-au urmărit cu precădere punerea în acord și respectarea principiilor esențiale dictate prin legea salarizării și respectarea actului normativ cadru în ansamblu său, astfel încât stabilirea salariilor să se facă cu respectarea prevederilor legii 153. Pentru aceste considerente, apreciem că nu sunt îndeplinite condițiile pentru revocarea HL 106. Avizul comisiei? Cu majoritatea de voturi, aviz favorabil. Discuții? Nu avem, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind tariful lunar de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu destinație de locuință aflate în domeniul public sau privat al municipiului Onești. Vă mulțumesc. Municipiul Onești deține în domeniul public și privat spații cu destinație de locuință în vederea închirierii, respectiv locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe din fondul social de stat. Valorificarea judicioasă a acestor spații cu destinație de locuință este condiționată de stabilirea unor tarife corespunzătoare care să constituie prețul minim lunar pe metru pătrat în vederea stabilirii cuantumului chiriei lunare. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? Ulterior, chiriile se diferențiază pe localități și pe zone de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor și taxelor locale, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază. La acestea se adaugă cheltuieli de întreținere curentă și reparații curente în cuantum de 0,4%, cheltuieli de reparații capitale 0,51%. Reiau sau continuă? Cheltuieli de administrare în cuantum de 0,2%. Față de cele prezentate, în conformitate cu prevederile hotărârii numărul 310 din 2007, actualizarea tarifului lunar al chiriei lei pe metru pătrat, practicat pentru spațiile cu destinație de locuințe aparținând domeniului public și privat al statului, ori al unităților administrativ-teritoriale a acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, propune spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Onești următoarele. Tariful de bază lunar lei pe metru pătrat actualizat cu rata anuală a inflației,
menționată în anexa numărul 5 la prezentul raport, coeficientul pentru cheltuieli de întreținere curentă și reparații curente în cuantum de 0,4%, coeficientul pentru cheltuieli de reparații capitale 0,51%, coeficientul pentru cheltuieli de administrare 0,2%, cuantumul chiriei aferent locuințelor sociale din municipiul Ionești, situate în strada Daciei, numărul 3 și numărul 5, menționate detaliat în anexa numărul 1, cuantumul chiriei aferent locuințelor de serviciu din municipiul Ionești, strada General Radu Rosetti, numărul 1 și numărul 3, menționat detaliat în anexa numărul 2, cuantumul chiriei aferent locuințelor sociale din municipiul Ionești, strada Castanilor, din anexa numărul 3, și cuantumul chiriei aferent locuințelor din fondul locativ de stat din municipiul Ionești, detaliat în anexa numărul 4. Față de cele menționate, vă rugăm să deliberăm. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 7. N-am avut cărțile și nici împotrivă, pentru că toată lumea a votat pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului SCDPP S.A. Onești. Domnul primar. Vă mulțumesc. Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul anului bugetar aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului local. Prin adresa numărul 7787 din 02-08-2017, SC Domeniul Public și Privat Onești-SA solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Din bugetul prezentat de către SCDPP Onești-SA, municipiul Onești a aprobat în Consiliul Local suma de 13.820.000 lei. Fac precizarea că diferența între bugetul prezentat de către SCDPP Onești-SA în sumă de 19.364.199 de lei venituri și suma de 13.820.000 lei suportată de Consiliul Municipal Onești reprezintă alte cheltuieli aferente centrului de profit numărul 2. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? Domnilor și domnilor consilieri, cu adresa numărul 5460 din 25.05.2017 a fost înaintat un memoriu justificativ de către SC Domeniul Public și Privat Onești-SA. Bugetul de venituri și cheltuieli la SC Domeniul Public și Privat Onești-SA cuprinde două centre de profit. Centrul 1 de profit se referă la activitatea de întreținere a domeniului public și privat al municipiului Onești. Centrul 2 de profit se referă la activitatea de alimentare cu apă a populației în sistem centralizat din municipiul Onești. Consiliul Local a aprobat pentru anul 2017 un buget inițial de 10.800.000 lei conform articolului 7 din legea 273/2006, iar în prezent bugetul societății este de 13.820.000 lei, după cum urmează. 10.800.000 lei buget inițial, 2.020.000 lei rectificări de buget aprobate, 1.000.000 lei capital social. Facem precizarea că municipiul Onești va acorda sumele necesare pentru funcționarea în condiții de normalitate a SC Domeniul Public și Privat S.A. Onești. Costurile pentru funcționarea centrului de profit 2 se recuperează prin serviciile prestate. Având în vedere situația din municipiul Onești, de pe platforma municipiului, veniturile bugetului local au scăzut de la an la an. Cu adresa numărul 7787 din 2-8-2017, SC Domeniul Public și Privat Onești-SA depune un memoriu justificativ la care atașează un buget aprobat în hotărârea AGA numărul 18 din 27-7-2017. Din analiza efectuată, veniturile totale sunt în sumă de 19.364.199 lei, iar cheltuielile totale sunt în sumă de 18.794.247 lei. Din bugetul prezentat de SCDPP Onești-SA, municipiul Onești, a aprobat în Consiliul Local numai suma de 13.820.000 lei, aprobată atât la venituri cât și la cheltuieli, în baza contractului inițial de delegare a gestiunii din anul 2010 și suportată din bugetul local, inclusiv TVA, conform legii 273/2006. Facem precizarea că diferența între bugetul prezentat de SCDPP Onești-SA în sumă de 19.364.199 lei venituri și suma de 13.820 lei suportată de municipiul Onești reprezintă alte cheltuieli aferente centrului de profit numărul 2.
În bugetul prezentat de SCDPP sunt incluse și pierderile din activitatea desfășurată pe perioada furnizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Prin punctul de vedere al serviciului juridic, cu privire la majorarea capitalului social la SCDPP Onești S.A., se menționează că pentru acordarea de fonduri este necesară parcurgerea unor etape, avizul Consiliului Concurenței, informarea instituției prefectului și a Consiliului Județean. Totodată, compartimentul audit public intern, prin adresa 42.420, din data de 31.08.2017, ne comunică că pentru rectificarea bugetară este necesar ca societarea să prezinte toate anexele prevăzute la articolul 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestui. Bugetul prezentat de SCDPP Onești este prezentat în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și să dispuneți în consecință. Cu majoritate de voturi, aviz favorabil. Discuții? Doamna consilier Botic, vă rog frumos. Cu precizarea că nu sunt economic și s-ar putea să greșesc, solicit niște lămuriri și bănuiesc că și ceilalți colegi, dacă este nevoie, dacă au nevoie, se pot lămuri. Domnul primar, în urmă cu 2-3 luni de zile v-a exprimat rezervele vis-a-vis de acest buget, de bugetul de PP-ul, dar fiind faptul că este destul de târziu. Și când s-a aprobat și cum s-a aprobat, erau niște probleme semnalate și de curtea de conturi, care este poziția acum. Și tot dumneavoastră sau doamna contabilă de la DPP, eu am văzut o diferență între veniturile prognozate, care na, sunt așa cum sunt, veniturile prognozate de 19.364.000 cu adunate facturile către populație, este o diferență de 819.311 care ar trebui suplimentată de la bugetul local pentru a ajunge la acest buget prognozat. Dacă de la contabilitate nu se confirmă. Deci diferențele între veniturile proprii, ceea ce s-a acordat până acum de Consiliul Local și ceea ce prognozați dumneavoastră, este o diferență de 800.311 lei. Dacă odată rectificat acest buget, ne asumăm și faptul că va trebui să suplimentăm acest buget cu 800.000, conform bugetului aprobat și veniturilor care le-ați estimat dumneavoastră. Mulțumesc! Răspund eu, dacă îmi permiteți prima dată, și răspunsul e unul simplu, aceeași. Mă refer la aceeași poziție, ca și acum câteva luni, mai precis, modul cum s-a constituit bugetul pentru DPP, m-a îngrijorat și mă îngrijorează, deoarece nu cuprinde toate sumele necesare, să zic, finalizării tuturor lucrurilor și ducerea activității până la 31 decembrie. De aia am fost și sunt îngrijorat. 2. Noi astăzi nu facem rectificare de buget, facem o aprobare de buget. Deci e diferență foarte mare între cele două, dar nici eu nu sunt economist și nu vreau să intru mai mult în detalii. Astăzi aprobăm un buget, nu facem rectificare. 3. Vis-a-vis de sumele de diferență, cred că nu mai reprezintă niciun secret pentru nimeni faptul că apa cumpărată, vândută și încasată, între cele trei componente, DPP are o diferență de câteva miliarde. A recuperat câteva miliarde prin niște lucrări prestate la terți. Până acum apa au facturat în ultimele 3 luni de zile la terți lucrări de 3 miliarde de lei. Vorbim în lei vechi, de 3 milioane. Deci recuperează. Eu am spus că vom plăti cu toții ceea ce am suportat cu administrarea Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare timp de câteva luni, 6 luni de zile. Plătim. Asta e. Ne-am asumat-o cu toții. Am vrut să aibă oneștenii apă. Au avut, dar cu un preț pe care îl plătim. Important e ca lucrurile să se facă legal. Asta e cel mai important lucru și e și aici o îngrijorare vis-a-vis de modul cum pot privi unii anumite rectificări ca și ajutor de stat
Și în acest sens, punctul de vedere împărtășit de către serviciul juridic al primăriei municipiului Ernestiu împreună cu secretarul municipiului, îl împărtășesc. Și anume, DPP trebuie să rezolvăm problema DPP-ului, dar nu oricum, ci legal. Vă mulțumesc mult pentru întrebări și sper că vă satisfac răspunsurile. Am doar câteva întrebări la DPP. Care este debitul ce mai aveți de recuperat de la populație, dacă nu puteți estima o valoare? Dacă puteți să-mi spune, se spunea cel puțin lunile anterioare că pierderea lunară la DPP e în jur de 5 miliarde. Nu știu dacă este adevărat, așa țin minte. Ceea ce apare acum la centrul de profit, s-a aproape 55 de miliarde care trebuie să le bugetăm. Poftim? Poate greșesc, dar vreau să mă corect la lucrurile aceștia. Nu mi s-a dat, cel puțin, n-am privit această informație, o defalcare a acestor pierderi, sau cauza acestor pierderi, legată de creșterea salariilor, legată de situația conductorilor din oraș, legată, eu știu, de furturi. Au fost și n-am auzit nimic că s-aș fi înzorat. Valoarea soldului, ce mai aveți recuperat de la asociații de proprietari, la activitatea de vânzare de apă? Este în jur de, vorbesc eu ca domn primar, miliarde, deci lei vechi, o să mai vedem mult așa, 1,4 miliarde mai sunt, dintre care circa 750 de mii la asociațiile de proprietari, 750 de milioane, adică, și celelalte agenții economici și persoanele private, adică locuințele private. Vreau să spunem că noi avem formate la nivel de societate echipe, avem 13 echipe care merg zilnic pe teren să încaseze aceste debite. Practic nu trebuia să o facem noi, trebuia să o facă personalul care a fost detașat, care a fost dat la Raja. Ne străduim să strângem acești bani, sperăm până la sfârșitul anului am dat o decizie prin care toți acești bani trebuie recuperați de la debitor. În legătură cu toate demersurile făcute de noi în puținul timp în care am desfășurat serviciul, prima problemă care ne-am pus-o și mai așa cum bine ați remarcat, am vrut să verificăm realitatea înregistrărilor contorului cu care se primea apă în rezervoarele municipiului. La vreo 3 adrese din acestea ni s-a răspuns și în final a venit și un operator independent care a făcut verificările. N-au găsit aceiași parametri care erau trecuți în documentele inițiale de montare ale contorului. Deci, în final, au venit și au reverificat contorul. Nici cu această verificare nu am fost de acord. Drept dovadă, am notificat din nou CRAB-ul și le-am spus că nu am încredere în consumul înregistrat. Deci am făcut toate demersurile și toți pașii necesari pentru a vedea și noi care este adevărul. M-am vrut întrebare la care nu-mi bine. Ce vreau să mai spun în legătură cu ce s-a prezentat aici? Pe mine mă înspăimântă anumite variante prin care se prezintă realitatea bugetului DPP. Bugetul a fost prezentat în AGA, a fost prezentat cu toate anexele necesare și cu tot ce era necesar. Vreau să spun în cuvinte simple. Deci aici este vorba de diferențe de abordare. Eu nu pot să cred că undeva poate să se adune o creștere de capital cu bugetul, pe care creșterea de capital se consideră rectificare bugetară. Mă opresc doar aici, fără să spun că ar însemna să dau amănunte prea multe. Fraților, la începutul am mai făcut un buget. Știți foarte bine, împreună, domnul primar și dumneavoastră v-ați trezit cu apa în brațe. Același lucru am explicat la Curtea de Conturi și vreau să o spun, nu mă feresc, am înțeles necesitatea momentului că oneștenii meritau după atâția ani să primească apă 24 de ore și să opereze un operator legal și mult mai bun decât cel care a fost până atunci. La 1 ianuarie am construit un buget. L-am înaintat către autoritatea tutelară și a trebuit să înaintăm bugetul ca și cum am fi furnizat serviciu de apă și canal pe tot anul 2017.
după 5 luni, prin efortul comun al dumneavoastră, al conducerii primăriei, de la 1 iunie s-a dat acest serviciu la un operator de drept public abilitat mult mai bun decât noi. Domnilor, dacă noi am avut 23 de milioane acest buget la începutul anului, care a speriat pe toată lumea, normal că dacă îl desfășuram până la sfârșitul anului, bugetul ar fi fost 23 de milioane. Dacă noi l-am oprit la 1 iunie, a rămas 19,1 milioane. Nu era normal să se facă o rectificare negativă, să rămână pe cât am furnizat serviciul? Deci noi vorbim acum de un buget rectificat al DPP-ului de 19,1. Ei, acesta trebuie să-l aprobați dumneavoastră, de fapt, că l-ați aprobat în AGA. Și este un buget real, iar restul ce s-a vorbit, fantasmagorii și altele, nu le înțeleg absolut deloc, pentru că îl consider ca un semn de rea voiță din partea cuiva care l-a interpretat în felul ăsta. Doamna Bădică, dumneavoastră, mai aveați ceva de spus? Da, voiam să precizez că în buget veniturile facturate către populație sunt 4 miliarde 700 și încasate, 1 miliard și ceva. Și tot n-am înțeles. Așa scrie buget. Și tot n-am înțeles și vreau să mai întreb o dată dacă aprobând acest buget de 19 milioane, ne asumăm, nu e vorba de rectificare, dar ne asumăm și faptul că va trebui să suplimentăm ulterior prin subvenții de la bugetul local 800 de mii, pentru că asta este diferența între veniturile propuse, cele realizate proprii, cele subvenționate și ceea ce se propune. Mulțumesc. Da, vreau să dau răspunsul. Într-adevăr, din cele 19 milioane, sunt și 4,7 milioane, cum bine le-ați văzut, dar acelea sunt venituri încasate pe serviciu prestat către consumatorii de apă. Deci aceea este sarcina DPP, practic, efortul bugetar al Consiliului Local este numai de 14 milioane, nu de 19 milioane, pentru că 4,7 milioane sunt încasate de la cei care au primit apă. Da, asta am înțeles. Dar apropo de ce m-a întrebat colegul Zazu, că a spus că 1 miliard și ceva. Era diferența între ce? Nu-s bani încasați. Poate că nu-i bun. Mai avem de recuperat de la debitori 1,45 miliarde de lei. Facturați și neîncasați. Facturați și neîncasați. Domnul Paris, trebuie să mai suplimentăm cu 800 de mii bugetul ca să ajungem la 19 milioane? Nu. Pentru că eu nu adun creșterea de capital, rectificarea cu alocarea bugetară. Nu poți să-i adun. Dar cu cât trebuie să... Spuneți dumneavoastră, care este diferența? Deocamdată, dumneavoastră, această problemă strict tehnică economică, eu o să vă spun ce știu ca inginer, trebuie aprobat 19,1 și vă mai vedea. Da, mă spune doamna contrară și... Deci, așa cum este anexa 1, care este primisă cu solicitarea de aprobare a bugetului. Bugetul DPP-ului, conform legii, trebuie întocmit, conform precizărilor, ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile care s-au efectuat anterior. Ca DPP-ul să funcționeze, are nevoie de un buget de 19 milioane, așa cum este întocmit. Din care sursele de finanțare sunt explicate ulterior în capitolul 1.1a, și spun, venituri facturate către populație, 4.724.000. Sunt venituri certe, facturate în 5 luni, pe apă canal de la populație. Deci din 19 milioane necesar să funcționez, 4.700.000 am încasat de la populație. Rămân la punctul 1, rândul 3, necesar alocare bugetară, 14.639.000. Care reprezintă 11.900 cheltuielile de administrare efectiv ale DPP-ului plus 2.700 diferența neacoperită din serviciul apă pe 6 luni. 2.736.000 diferența între ce am facturat și ce am încasat de la și ce am plătit cheltuielile cu serviciul de distribuire apă. Mulțumim. Dacă nu mai avem alte discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.
proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ionești. Vă mulțumesc, doamna președinte. Având în vedere că în prezent componența Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ionești, aprobată prin HCL numărul 89 din 31 iulie 2015, nu mai este de actualitate, se impune actualizarea componenței acestei comisii în acord cu prevederile anexei la hotărârea de guvern numărul 548/199 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarilor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilor. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit legii 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, domeniul public al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la punctul 3 din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărârea Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege, bunuri de uz sau de interes public național al județean. În temeiul articolului 36, aliniatul 1 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și competențele ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. De asemenea, potrivit articolului 36, alinia 2, litera C, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului. Având în vedere că, în prezent, componența Comisiei Speciale de Inventariere a Bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ionești, aprobată prin hotărârea Consiliului Local 89/31 iulie 2015, nu mai este de actualitate, se impune actualizarea componenței acesteia în acord cu prevederile anexei la hotărârea de guvern 548/99 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului, după cum urmează. Și acum descriu componența. Președinte, primar al municipiului Ionești, inginer Nicolae Natiu, secretarul municipiului Ionești, consilier juridic Daniel Spânu, membri, șef serviciu contabilitate, economist Doina Ghiba, arhitect șef al direcției de urbanism, arhitect Lisandru Dan Răzvan, director al direcției administrației publice, consilier juridic Laura Romedea. Față de cele arătate, apreciem că proiectul de hotărâre întrunește condițiile de legalitate necesare și oportunitate, drept care propune Consiliul Local aprobarea sa în forma prezentată de inițiator. Comisii? Aviz favorabil. La discuții, da. Discuții? Vreau să vă menționez faptul că ulterior o să apară o modificare aceea, adică o să mai revedeți pe ordinea de zi acest proiect, în sensul în care legea spune foarte clar că din această comisie trebuie să facă parte directorul economic al OAT-ului. S-a susținut un examen, dar încă nu am primit comunicarea de la Agenția Națională a Funcționarilor Publice în acest sens și obligatoriu, când o vom primi în prima ședință din Consiliul Local, vom face și această modificare ca pe listă să apară și directorul economic. Vă mulțumesc. În locul doamnei Ghiba, care ține locul momentan. Dacă nu mai avem discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul urbanistic zonal, modificare limită intravilan și reglementări urbanistice pentru construire magazinele de mașini și dotarea ferestre privind circulația carosabilă, utilități, amenajări exterioare. Domnul primar, aveți. Vă mulțumesc, doamna președinte. Având în vedere prevederile articolului 25 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Consiliul Local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale. La inițiativa domnului Cășuneanu Costel și doamnei Cășuneanu Paulina, în calitate de investitori, în baza certificatului de urbanism numărul 150/2017, s-a elaborat documentația PUZ în strada Redului, fără număr, documentație ce este supusă dezbaterii publice conform documente planificarea procesului de informare și consultarea publicului numărul 40.598/21.08.2017. În vederea emiterii avizului Consiliului Județean Bacău pentru documentația PUZ, modificare limită intravilan și reglementări urbanistice pentru construire magazin de deman și dotări aferente privind circulația carosabilă, utilități, amenajări exterioare, este necesară avizarea documentației PUZ
de către Consiliul Local al Municipiului Ionești. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Avizul de principiu favorabil al Consiliului Local Onești, supus aprobării, este solicitat de către inițiatorii planului de urbanism zonal cu tema modificare limitei infragrant și reglementări urbanistice pentru construire magazine de mașini de ofertă aferente privind circulația carosabilă de utilități și amenajări exterioare, reprezentați de persoane fizice Cășneanu Costel și Cășneanu Paulin, ar fi necesar obținerea avizului Consiliului Județean Bacău solicitat prin certificatul de urbanism. Conform actualului PUZ al municipiului Onești, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local 30/2000 și prelungit prin hotărârea de Consiliul Local 149/2015, amplasamentul studiei acesta a făcut din două parcele separate de limita de intragran-extragran, ce însumează o suprafață totală de 30.000 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 66.740. Prin documentația urbanistică întocmită de către SC Adi Proiectele de Bacău, în baza certificatului de urbanism 150/2017 și avizului de oportunitate al arhitectului șef favorabil cu numărul 37.403 din 31.07.2017, se propune modificarea limitei de intragran a municipiului Onești prin schimbarea regimului juridic al parcelei de teren aflat în extragran cu suprafață de 7.868 metri pătrați și urmează a fi introdusă în intragran. Documentația urbanistică care a fost supusă dezbaterii publice, conform documentului de planificare a procesului de informare și consultare a publicului numărul 40.598/21.08.2017, astfel că în prima etapă, conform rezultatului acestei informări și a consultării publicului cu numărul 42.719 din 2017, nu au fost înregistrate în această primă fază observații sau propuneri cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism propusă. În acest moment se află în derulare etapa a doua de consultare conform anunțului numărul 42.858 din 2017, urmând a se încheia raportul de informare și consultarea publicului pentru documentația put menționată la finalizarea acestei etape. Menționez că aici există două observații la care vom da răspuns, având în vedere obligațiile legale. Având în vedere necesitatea emiterii avizului Consiliului Județean Bacău solicitat conform legislației în vigoare prin certificatul de urbanism, este necesară avizarea documentației pus de către Consiliul Local al Municipiului Onești. Având în vedere cele prezentate mai sus, propune spre analiză și acordarea avizului de principiu pentru documentația urbanistică, modificare limitei infragrant și reglementări urbanistice pentru construire magazine de mașini, dotări aferente, privind circulație, utilități și amenajări. Mulțumim. Aviz comisiei? Aviz favorabil din partea comisiei. Și urbanismul, aviz favorabil. Discuții? Nu avem. Mă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii suprafețele de teren menționate în anexa la proiectul de hotărâre pentru activități comerciale, beneficii atât pentru investitori cât și pentru bugetul local. Deoarece au intervenit contracte de vânzare-cumpărare și având în vedere prevederile legale care prevăd că dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost construit, se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren concesionate și menționate în anexa la proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Având în vedere prevederea articolului 41 din legea 50/1991 Republica, atât cum în titlurile competențelor federale care prevede că dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizarea acesta a fost acordat, se impune cesionarea dreptului de concesiune pentru suprafețele de teren concesionate și menționate în anexe, respectiv prin adresa 39.466 din 2017, Luncanu Adina ne aduce la cunoștință că la data de 28.05.2017 a intervenit contractul de vânzare-cumpărare, în urma căruia se impune cesionarea contractului de concesiune numărul 222/2004, care are ca obiect terenul pe care a fost edificat lucrarea denumită extindere balcon locuință. Prin adresa 39.085 din 10.08.2017, Mihai Palamariu, în calitate de administrator al Palamariu,
ne aduce la cunoștință că la data de 1 august 2017 a intervenit contractul de vânzare cumpărare, în urma căreia se impune cesionarea contractului de concesiune 24/2015, pe care are ca obiect teren pe care a fost edificată construcția cu destinația de spațiu comercial. Prin adresa 44.182 din 2017, Ivanov Floarea, în calitate de administrator al SCM Mădura S.A., ne aduce la cunoștință că la data de 17.08.2015 a intervenit contractul de vânzare cumpărare, în urma căreia se impune cesionarea contractului de concesiune numărul 23/2004, ce are ca obiect terenul pe care a fost edificată construcția cu destinația de spațiu comercial. Precizăm că obligațiile financiare aferente contractului de concesiune menționate în anexă sunt achitate. Luând în considerare cele menționate mai sus, propunem a se analiza și aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumim. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Și comisia la urmă. Aviz favorabil. Discuții? Nu avem discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Precum numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii în exploatarea și administrarea SCDPF S.A. Onești a imobilului pavilion, administrativ al serii Borzești, clădire și teren aferent, în administrarea Consiliului Local Onești. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Prin proiectul de hotărâre supus aprobării dumneavoastră, propun preluarea din administrarea și exploatarea SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. imobilului pavilion administrativ al serii Borzești, clădire și teren aferent în administrarea Consiliului Local Onești pentru a fi utilizat de Biblioteca Municipală Radu Roseti în vederea desfășurării serviciilor culturale în folosul comunității. Pavilionul administrativ al serii Borzești reprezintă un spațiu potrivit și ar putea să susțină cu succes desfășurarea activităților diverse și complexe ale bibliotecii în beneficiul comunității oneștene. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? Consiliului Local Onești numărul 108 din 28.08.2014 s-a aprobat transmiterea în exploatarea și administrarea SC Domeniul Public și Privat Onești S.A. a clădirilor și terenului aferent obiectivului Sera Borzești situat în calea Giudului numărul 244A în baza contractului numărul 16.886 din 18 august 2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Prin adresa numărul 9075 din 21.09.2017, Societatea Domeniul Public și Privat Onești S.A. comunică faptul că imobilul reprezentând pavilionul administrativ din cadrul SEI Borzești nu mai este necesar societății în derularea contractului de delegare a gestiunii, volumul de activitate pe acest segment fiind diminuat. Ținând seama de faptul că pavilionul administrativ din cadrul complexului nu mai este necesar societății pentru desfășurarea activităților edilitar-gospodărești de interes public local, se impune preluarea acestui imobil în administrarea Consiliului Local Onești. Imobilul supus preluării în administrarea Consiliului Local Onești face parte din domeniul privat al municipiului Onești, este înscris în evidența contabilă a mijloacelor fixe a municipiului Onești, sub număr de inventar 811-6003. Față de cele arătate, propunem aprobarea preluării din exploatarea și administrarea societății domeniul public și privat Onești S.A. a imobilului pavilion administrativ al serii Borzești, clădire și teren aferent, în administrarea Consiliului Local Onești pentru a fi utilizat de Biblioteca Municipală Radu Roseti în vederea desfășurării serviciilor culturale în folosul comunității. Vă mulțumesc. Avizul comisiei. Aviz favorabil. Discuții? Întrebare. Acolo sunt niște vestiare pentru cei care lucrează la seră. Cine le va administra? S-a făcut intrare separată prin spate pentru o cameră unde rămâne vestiar. Deci cu intrare separată, iar restul construcției se modernizează, pentru că nu e modernizată sau nu mai e cum era. Și ideea este una. Ori de câte ori, toate în perioada de vară, în perioada vacanțelor, toate atelierele pentru copii s-au desfășurat la bibliotecă. Este foarte bine, dar sunt categorii diferite de vârstă. Putem să facem tabere de pictură, de creație, de orice vrem cu acești copii, un after school acolo și poate să se preteze foarte bine. În primul rând, imobilul trebuie să arate într-o stare bună, nu că DPP nu a fost în stare să-l,
să-l mențină într-o stare bună, dar trebuie să-i dăm o nouă, o nouă gândire, să-i dăm o nouă folosință, pentru că e mai bine. Pentru bibliotecă, în primul rând, pentru copii. Foarte multe programe s-au desfășurat acolo cu școli, cu grădinițe la bibliotecă și cred că se pretează pentru astfel de programe. Mulțumesc! Avem discuții? Nu mai sunt discuții. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 28.06.2011. Domnule Ionel, vă dau cuvântul pentru expunerea motivului. Da, mulțumesc. Actualul regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ionești a fost adoptat prin hotărârea numărul 42 din 28 iunie 2011, în temerii prevederilor Ordonanței Guvernului numărul 35/2002 și a legii 215/2001 a administrației publice locale și a suferit o serie de modificări ce țin de motive de oportunitate. Având în vedere la ultima modificare a regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ionești, au fost emise acte normative prin care a fost introdusă o derogare privind modalitatea de acordare și cuantumul indemnizațiilor consilierilor locali, respectiv prevederile articolului 40 din legea cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, se impune actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ionești în acest sens. Astfel, articolul 69 aliniatul 1 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ionești, prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Local Onești numărul 42 din 28.06.2011, se va completa fiind introduse două aliniate noi ce vor avea următorul cuprins. Aliniatul 2, indice 1, prin derogare de la prevederile aliniatului 1, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la 16 alinia 2 din legea cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se stabilește prin hotărârea Consiliului Local. Prin număr maxim de ședințe se înțelege o ședință de Consiliu și două ședințe de comisii de specialitate pe lună. Față de cele prezentate și pentru soluționarea unor aspecte nereglementate, apreciez că este oportună adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Raport. În exercitarea atribuțiilor, Consiliul Local aprobă statutul comunei orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Potrivit articolului 34 alineat 2 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, pentru participarea la lucrările Consiliului și a comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație de ședință. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația potrivit aliniatului 2 este de o ședință de Consiliu și una două ședințe de comisii de specialitate pe lună. În conformitate cu prevederile articolului 40 din legea cadru numărul 153/2017, indemnizațiile consilierilor locali, prin derogare de la prevederile mai sus menționate, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Aceste prevederi au fost puse în acord prin articolul 2 din hotărârea Consiliului Local 106 din 2017, care au statuat faptul că pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația lunară a consilierilor locali pentru participarea la număr maxim de ședințe este în cuantum de 9,5% din indemnizația lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la articolul 16 din legea de salarizare.
Având în vedere atribuțiile legale conferite Consiliul Local, prin raportare la conținutul proiectului de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Onești, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate pentru a adoptarea actului administrativ supus dezbaterii. Comisie. O precizare, dacă am înțeles eu bine în legea asta, sau dacă știu eu bine în legea asta 153/2017, se precizează că se plătește o ședință în plen fără a se face distinție dacă este ordinară sau extraordinară. Așa este și... Până acum, nu. Da. Acum, prin modificare, așa este. Deci am spus o ședință de plen, de consiliu. Exact. Nu, indiferent deci, că e ordinară și... sau extraordinară. În regulă, da. Permiteți, trebuie să facem o precizare pentru că să nu avem surprize ulterior. Dacă până acum existau o ședință de plen, extraordinară, ordinară și două de comisii, cineva lipsea la una din ședințe, se plătea proporțional, se plătea decis la asta pentru fiecare ședință. Cu această modificare a legii, se va plăti 9,5 pe lună cu obligativitatea de a participa la toate cele trei ședințe sau minim. Numărul maxim de ședințe spus pe lege, dar de fapt e numărul minim de ședințe, trei ședințe, două de comisii și una de plen. În altă situație nu veți putea primi... Să facem economie la bugetul local. Indemnizație. Până acum era ordinar. Mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mergem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea bunii în administrare judecătoriei Onești, a unui spațiu cu destinația de arhivă. Mulțumesc. Prin acest proiect de hotărâre propun atribuirea în folosință gratuită pentru o perioadă de 20 de ani către Tribunalul Bacău a unei părți din imobilul situat în municipiul Onești, Bulevardul Republicii numărul 43, etaj 2, o cameră de 35 de metri pătrați, aflată în proprietatea publică a municipiului Onești și în administrarea Consiliului Local Onești, în vederea amenajării și funcționării arhivei de conservare a dosarelor judecătoriei Onești, având în vedere solicitarea venită din partea judecătoriei Onești prin adresa numărul 944 din 21.06.2017. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederea articolului 36 aliniatul 2, litera C din legea numărul 215/2001 modificată și completată, corroborată cu prevederile articolului 124, Consiliul Local poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată, locală, ori județeană după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice. Ținând cont și de legea 304 din 2004 privind organizarea judiciară, statul este obligat să asigure sediile și celelalte mijloace materiale și financiare necesare pentru buna desfășurare a activităților, instanțelor și parchetelor. Ținând cont de reglementările legale prezentate, s-a constatat că spațiul menționat în prezentul raport de specialitate care este situat în Bulevardul Republicii numărul 43, etajul 2, poate fi dat în folosință gratuită pentru o perioadă de 20 de ani către Tribunalul Bacău, în vederea amenajării și funcționării arhivilor de conservare a dosarelor judecătorii Onești. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre. Aveți concluzii? Favorabil. La fel. Aveți discuții? O problemă, o corectură în titlul 13, sintagma etajul 2, paranteză 35 de metri pătrați, este eliminată paranteza, iar în, cu 35 de metri pătrați, iar în articolul 1, sintagma etajul 2, de asemenea, paranteză 35 de metri pătrați, va fi înlocuită cu sintagma etajul 2 în suprafață de 35 de metri pătrați. Mulțumim, domnul secretar. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abținere. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi, proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind
reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, categoria 1, al municipiului Onești, serviciu fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Onești. Vă mulțumesc. Având în vedere măsurile impuse de către reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantin Nene al județului Bacău în urma controlului efectuat la primăria municipiului Onești, privind reavizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență categoria 1 al municipiului Onești, se impune reorganizarea acestui serviciu de categoria 1 C1 conform proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Domnul consilier, proiectul de hotărâre supus spre dezbatere privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, categoria 1C1 al municipiului Onești, care se constituie ca serviciu public de ședință sub ordinea Consiliului Local Onești, prezentate în respectiv organigrama statului de funcție anexa 1, anexa 2, norma minimă de dotare și înzestrare cu uniformă, echipament de protecție tehnică și materiale pentru intervenție specifice serviciului, anexa 3, contractul de voluntariat anexa 4 și reglementul de organizare și funcționare anexa numărul 5, respectă prevederile legii protecției civile numărul 481/2004, legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ordonanța guvernului numărul 88/2001 privind înființarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor, hotărârea guvernului 1579/2005 pentru aprobarea statutului personalului voluntar în situațiile de urgență și ordinul OMAI 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență. Cheltuielile de organizare și funcționare, pregătirea și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență categoria 1C1 al municipiului Onești se suportă din bugetul local, în limita prevederilor cu această destinație, sponsorizări, donații, venituri extrabugetare. Prin dispoziția primarului municipiului Onești, de la data aprobării prezentei hotărâri, se va reactualiza tabelul cu încadrarea nominală a membrilor serviciului voluntar și tabelul privind dotarea și înzestrarea cu uniforme, echipament de protecție, tehnică și materiale pentru intervenție specifice serviciului, conform stocului existent în gestiune. Față de cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre supus spre dezbatere respectă prevederile legale și propun Consiliului Local al Municipiului Onești aprobarea acestuia în forma prezentată. Vă mulțumesc. Avizul comisiei? Favorabil. Discuții? Nu avem. Se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Acțiune. Trecem la următorul proiect de ordinea de zi. Proiect de hotărâre, proiectul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Onești pentru 2017-2018. Expunerea. Vă mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun aprobarea planului de măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Onești pentru anul 2017-2018 ca urmare a prevederilor OUG numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. Acest plan cuprinde acțiuni utilitar-gospodărești de utilitate și de interes local, având ca obiective asigurarea bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, precum și înfrumusețarea municipiului Onești. Autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și cetățenii au obligația să efectueze lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor aflate în proprietate sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea. Vă mulțumesc! Gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobat prin legea numărul 515/2002, cu modificările și completările ulterioare, s-a constituit obligativitatea autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici, precum și a cetățenilor de a instaura un climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora. În acest sens, a inițiat planul de măsuri pentru perioada 2017-2018. Temeiul legal al demersului nostru constituie următoarele prevederi legale, prevederile OG, cum am menționat, prevederile OG numărul 2 din 2001, prevederile articolului 38 alineatul 2 din legea numărul 215 din 2001. Față de cele prezentate, urmează să analizați și să dispuneți în consecință. Vă mulțumesc!
Avizul comisiei? Avizul comisiei este favorabil. Discuții? Imaginea proiectului? Nu avem. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva opțiunii, nu avem. Trecem la următorul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Onești. Vă mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre propun ca numărul maxim de autorizații taxi în municipiul Onești pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi să fie de 200, din care 130 pentru societăți comerciale și 70 pentru persoane fizice. Este necesar aprobarea prin hotărâre de Consiliu a numărului maxim de autorizații de taxi ce vor fi acordate în municipiul Onești pentru perioada următorilor 5 ani, respectiv 2018-2023, având în vedere prevederile legale, precum și faptul că la finele lunii martie 2018 se împlinesc 5 ani de la eliberarea autorizațiilor de transport pentru persoanele în regim de taxi. Vă mulțumesc! În baza articolului 6 din legea numărul 92/2017 pe transport public local și normele de aplicare aprobate de, prin ordine numirea numărul 353/2007 și în conformitate cu prevederile legii numărul 38/2003 privind transportul regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificări și completări ulterioare, Consiliul Local aprobă modalitatea de atribuire a autorizațiilor de transport a persoanelor în regim de taxi prevăzută de legislația în vigoare. Având în vedere că la finele lunii martie 2018 se împlinesc 5 ani de la eliberarea autorizațiilor prin acord de autorizații de taxi care vor fi acordate în municipiul Onești pentru perioada următorilor 5 ani, respectiv 2018-2023. Ținând cont de prevederile legale care stabilesc o normă de 4 autorizații taxi la 1000 de locuitori pentru activitatea de transport în regim de taxi, propunem un număr maxim de 200 de autorizații de taxi, din care 130 pentru societăți comerciale și 70 pentru persoane fizice. Ținând cont de prevederile legii, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Avizul comisiei? Aviz favorabil din partea comisiei. Discuții? Vă să întreb câte autorizații sunt în acest moment. 200. 200. Dar sunt repartizate alta. Adică 150 pentru societăți și 50 pentru... Deci s-a crescut la persoane fizice. Am crescut la persoane fizice, că e mai bine așa. Numărul de 50.000 este luat din statistică. Așa se pare raportul 1 la 4, 4 la 1000. Da, e statistă. De la INS? Ca și numărul de consilier. Exact. Ca și numărul populației. Corect. Dacă nu mai avem discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect. Proiectul numărul 17. Este 18, a devenit 17. E, de fapt, un proiect, este prezentarea raportului de activitate al administratului special al Bisericii Termonice TESA pentru luna iulie 2017. Aici nu votăm nimic pentru că e doar o prezentare a raportului. Urmează punctul 19 de pe ordinea zi diverse. Dacă sunt discuții, nu mai dacă sunt discuții. Da. Sunt discuții pe marginea proiectului numărul 17. Da, nefiind prezent... Le notăm și le adresăm. Erau geamul spart, nici până acum nu s-au rezolvat. Dacă era indicat să avem prezență personală. Ca să protejăm ceea ce avem. Trebuie să și vrem. Trecem la următorul proiect de ordine de zi, proiectul numărul 19, diverse. Am rugămintea, doamna președintă, permiteți-mi să vorbesc primul. Am rugămintea și vreau să ne spuneți la ce oră sunteți dispuși ca marți. Dorim să convocăm o ședință extraordinară, dintr-un simplu și foarte important motiv, acela de a aproba documentația tehnico-economică necesară depunerii unui proiect pe fonduri europene a Spitalului Municipal Onești, care și entitate de, să zic, care conduce acest proiect. S-au cheltuit foarte mulți și importanți bani de la bugetul local prin Spitalul Municipal pentru realizarea acestei documentații. Limita de depunere ca și termen este de 4, sper să nu greșesc, 4 octombrie, adică miercuri. Mâine este gata Daliu, nu?
și trebuie să parcurgem această documentație, așa prevede legea. Vă rog frumos ca marți să ne spuneți la ce oră am putea într-un număr cât mai mare de consilieri să ne prezentăm. Am o precizare, nu prea avem de ales, pentru că dacă vom face ședința la ora 14, până când redactăm, până semnăm, să cam termină. Nu, trebuie prima rugămintea, rugămintea este ora 10, să ne drămuim cu toții. Înțeleg că sunt consilieri care sunt plecați, că am luat legătura deja cu o parte din colegi. E important să avem vorum, nu văd alte probleme. E important să fim măcar, știu că e ora 10, știu că e greu. Poate dar să fie și 7:30, nu cred că ar fi o problemă. Dacă colegii cred că ora 8 este mai bine, okay. Da, la 8. Dar cu tot de vedere, toată lumea. La 7, nu, nu poți să trebuie să spargem geamul, ca nu, haideți ca la secretar să intrăm. Nu, eu vorbesc că acum eu mă bucur că ați dat o cred de glumă, dar chiar... La 7, deja la să eviți. La 8 e bine, cercăm la 8. Haideți la 8, da. Deci rămâne 8? Da. Există persoane care nu pot să vină marți la ora 8, cu excepția domnului Florian, care e plecat din localitate? Nu știu, și eu o să mă încerc. Domnul director, da. Deci 3 octombrie. Bazați-vă pe PSD. Da, marți, da, am înțeles. Bine, asta este. Mai avem și activități. E normal să ne bazăm cu toți avem. Și acolo ne câștigăm bani. Existența da, atât de grea în ziua de azi. Mai avem pe, la diverse intervenții sau nu? Domnul Zasu. Am dat una care am mai discutat, dar nu foarte apăsată. E vorba de intersecția strada Tineretului cu Republicii, acea intersecție unde aproape, cel puțin, dar nu la 2-3 săptămâni, o mașină este lovită. Oglindă zgâriată, dacă găsit o soluție în acea zonă, astfel încât aceste mici accidente să nu se mai întâmple. Ce sens? Spuneți. Și cu soluție. Să lărgim strada, să luăm de spațiu verde. Asta ar fi fost o variantă. Începem să facem lucrări... Acolo ar fi oprirea interzisă în acea zonă. Începem să facem lucrări care aduc în cost mașinilor în detrimentul locuitorilor municipiului Ionești și anume să luăm din spațiul verde. Da. Știți că nici n-a fost, nici nu voi fi de acord cu astfel de soluții. Haideți să respectăm regulile din circulație. Se parchează și pe partea stângă și pe partea dreaptă, de aici e problema. Se circulă pe un singur fir. Există semne de circulație, numai puțin vă rog, domnul consilier Dăzu. Există semne de circulație acolo montate. Sărântul de la 1 ianuarie, nu știu ce prevederi legale vom avea atunci, dacă poliția locală poate să administreze amenzi, dar până atunci poliția municipiului Onești, prin biroul de circulație, poate să administreze amenzi. O să facem încă o dată un îndemn să se respecte, în primul rând, legile în vigoare. Că așa, ca să găsim soluții ca să nu se respecte legile, nu cred că e o soluție. Într-adevăr, e o problemă acolo și sunt de acord cu ea. Sau un semafor galben, astfel că dreapta să da, fie... Primul merge înainte sau face stânga și s-a rezolvat problema. Celălalt din spate claxonează. Nu e o soluție. Știu, haideți că și eu sunt conducător auto. Dar... Avem o comisie care se poate de detalii cu propunere de sesul. Am făcut o față. Vă mulțumim frumos.